un bun prieten al automobilismului, al cupei Dacia. Numele meu este Nono Semen, lucrez la Pro FM, vorbesc la Pro FM, un fel de a spune muncesc acolo, că nu muncim la Pro FM în fiecare zi și am plăcerea, onoarea în același timp să port și cămașa asta. Datorez multe cunoștințe pe care le am despre mașini și despre competiții și despre raliuri prietenului meu, George Grigorescu, care m-a introdus în lumea asta acum vreo 7-8 ani. În 2003, ca să mă laud puțin, chiar am fost copilot în campionatul național la Argeș și am și câștigat acolo și Roxana Cehulescu a fost tot în 2003 atunci. Am și câștigat pentru că George a fost șmecher, m-a ales pe mine copilot pentru că și-a dat seama că ăștia de la radio dictează repede. Și nu pot să uit totuși palma după cap pe care am luat-o când am greșit dictarea. N-am uitat-o, mă bântuie, încă mă urmărește și acum. Dar dragostea mea pentru mașini a cunoscut atunci un episod important. Poate că acela este unul dintre motivele pentru care mă și aflu astăzi aici, alături de personaje importante, de persoane importante, de personalități din lumea automobilismului. Și încă o dată vă mulțumesc și bine ați venit în această seară la Cupa Dacia sezonul 2011. Aplauze. Nu o să ne lungim pentru că în lumea asta a raliurilor secundele contează, miimile de secunde contează. Am aici un desfășurător și un speech pe care mi l-a pregătit Renata și nu o să o supăr neglijând ceea ce mi-a scris aici pentru că e munca ei și mă ajută foarte mult pentru că nu știu foarte multe lucruri totuși despre echipaje și despre cine s-a înscris în noul campionat, în noul sezon. Dar este un prilej important și pentru mine, o ocazie foarte bună să fac cunoștință cu temerarii care anul acesta se vor bate în Cupa Dacia. Primul start, facem puțină istorie, dar foarte, foarte, foarte puțină. Primul start într-o etapă din Cupa Dacia a avut loc în urmă cu 4 ani, mai precis la Raliul Brașovului din 2007. De atunci și până în prezent, peste 50 de piloți și-au pus amprenta pe cea mai de succes competiție monomarcă din Campionatul Național de Raliuri, folosind mașini Dacia Logan pregătite pentru raliuri cu kit dezvoltat de Renault Sport. Concurenții din Cupa Dacia au căpătat experiență competițională, care pe unii i-a ajutat ulterior și în etapele din Campionatul Mondial de Raliuri. Trei dintre piloții care de-a lungul sezoanelor au fost actorii principali din Cupa Dacia, Edwin Kelly, Vlad Cosma și Bogdan Stanoev, au ajuns să concureze ulterior în competiții internaționale. În 2011, anul acesta, în Cupa Dacia sunt înscrise 23 de echipaje, un număr record. Inedit este faptul că 8 dintre piloți sunt debutanți și printre aceștia se află și concurenți care vor împlini anul acesta 18 ani, ceea ce e un lucru foarte bun. Sezonul 2011 al Cupei Dacia va număra 9 etape, 4 de asfalt și 5 de macadam, toate fiind raliuri organizate de Federația Română de Automobilism Sportiv. Mergem mai departe cu desfășurătorul pe care mi l-a pus la dispoziție Renata și vă anunț că e momentul să urmărim câteva cadre din sezonul precedent pentru a vedea mai exact ce se întâmplă în Cupa Dacia. Haideți, vă rog!